la psiholog cu Raluca Anton la Europa FM. Bine ai venit, Raluca, din nou în direct pe frecvențele Europa FM pe drum cu prioritate. Servus, bine v-am găsit. Mă bucur tare mult că ne întâlnim și astăzi. Spuneam ceva mai devreme că este foarte important să ne înțelegem reacțiile pe care le avem în diverse și diferite momente de interacțiune. Ne poți da un exemplu de astfel de interacțiune și un exemplu de așa da sau așa nu? Cred că pentru început e important să ne uităm la faptul că nu avem o educație relațională atât de sănătoasă pe cât ne-am dorit sau pe cât ar fi nevoie. Și de cele mai multe ori, sigur, acest lucru se vede în interacțiunile de zi cu zi. Noi avem această tendință de a ne uita doar la certurile noastre sau doar la momentele noastre de interacțiune dificilă și intensă, însă în fiecare zi putem să ne dăm seama că nu avem atât de multe informații despre cum ar fi util să interacționăm unii cu ceilalți. Și mă gândesc aici inclusiv la situații care țin de interacțiunea la locul de muncă. Când poate că avem noi doi o discuție în contradictoriu, de exemplu, și eu am tendința să nu vin să spun ce m-a deranjat, ci mai degrabă să mă întorc, poate și să vorbesc cu o colegă despre ce mi-a spus Radu cu câteva minute mai devreme. De să înțeleg că și când ne certăm, ne putem certa inteligent cumva, adică... Da, exact asta cred că este și lucrul pe care mi-ar plăcea să-l subliniem, că și discuțiile în contradictoriu, cu toate că ele pot fi negative și pot veni cu suferință și cu durere emoțională, până la urmă nu e ușor să ai o discuție în contradictoriu, ele pot fi în același timp și sănătoase și inteligente, cum spuneai tu mai devreme. Adică să învăț să-mi dau seama că în momentul în care eu simt disconfort într-o anumită relație, cel mai probabil ce se întâmplă acolo este că o nevoie pe care eu o am nu mi este îndeplinită sau nu mi este ascultată sau nu mi este înțeleasă. Fie că avem, acum voi tot folosi exemplul acesta pe care l-am dat mai devreme, dacă noi doi avem o discuție în contradictorie. Chiar vrei să te ceri cu mine, observ. Nu-mi doresc. Nu știu cum să faci. Nu sunt tare abilă la partea asta cu discuțiile, apropo de discuțiile în contradictoriu și a le duce inteligent. Eu de multe ori în discuțiile în contradictoriu tind să înmărmuresc mai mult decât să-mi spun punctul de vedere, ceea ce e la fel de nesănătos cu a ridica tonul și cu a mă certa. Dar ce încerc să spun aici este că în momentul în care noi doi suntem într-o interacțiune pe care eu o percep ca fiind inconfortabilă, prima întrebare pe care să mi-o adresez ar fi util să fie oare ce mi se întâmplă în situația asta mie. Că mi-e ușor să vorbesc despre tine. Mi-e ușor să spun Radu nu face, Radu nu... Dar ar fi important să învăț să-mi dau seama, ok, dar mie, de fapt, ce mi se întâmplă? Ce mă supără în situația asta? Și reușind să adresez această întrebare, s-ar putea să-mi dau seama că nevoia pe care eu o am în relația noastră, de exemplu, este ca tu să fii mai atent atunci când eu vorbesc. Sau tu să mă asculți, tu să stai cu mine până la capăt. Sau, uneori, doar să știu că ești acolo prezent și mă susții în nevoia mea. Dar eu nu voi putea veni să-ți cer acest lucru dacă nu mi-e clar ceea ce am nevoie să se întâmple în relația noastră. Și atunci, cred că asta înseamnă în primul rând să am o discuție inteligentă, chiar dacă în momentul ăla nu pot, să mă întorc înspre tine și să zic, fii atent, mi-am dat seama că ce mi s-a întâmplat în discuția noastră este că, de fapt, eu nu m-am simțit ascultată în momentul acela. Și pentru a mă simți ascultată, pasul 2, pentru a mă simți ascultată, am nevoie să te așezi pe scaun în fața mea și numai să stai să nu mă întreb nimic 5 minute, până eu îți spun ce am de spus. De exemplu. Și dacă Radu nu vrea să facă treaba asta, cum continui? Dacă Radu nu vrea să facă asta, aici avem o altă tehnică pe care Radu are tot dreptul să spună, uite, eu nu sunt pregătit în momentul ăsta să te ascult. Dar dacă nevoia mea este ca noi să avem o relație sănătoasă și îmi doresc asta, cred că un lucru bun pe care aș putea să-l fac ar fi să te întreb, ok, înțeleg că acum nu vrei, dar oare e un moment cândva zilele astea când am putea povesti puțin despre ce s-a întâmplat? Astfel încât să nu rămână discuții neîncheiate sau momente emoționale neîncheiate, pentru că acestea sunt fisuri în relație. Că e relație profesională, că e relație de cuplu. Iar dacă eu nu merg să sudez acele fisuri, printr-o discuție, într-un moment în care poate nu sunt atât de tristă sau anxioasă sau furioasă, acele fisuri tind să crească în dimensiune. Iar în momentul în care o fisură se transformă într-o prăpastie, energia pe care eu trebuie să o depun să repar acea prăpastie e mult mai mare și de multe ori s-ar putea să nu am suficiente resurse pentru a face asta și așa pierdem de multe ori relații.
Foarte interesantă abordarea ta, Raluca. Îți mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile pe care ne-ai oferit și astăzi. Înregistrarea de găsit pe pagina de Facebook Radio Europa FM, pentru că am fost în legătură directă prin Skype. Raluca Anton, mulțumesc tare mult. Te aștept săptămâna viitoare să mai stăm de vorbă, nu neapărat să ne certăm, în direct pe frecvențele Europa FM pentru cu prioritate. Așa facem. Ne seara vedem lunea viitoare. Seara plăcută! Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu la Europa FM.